Bună ziua, stimați prieteni, vă salut pe toți cei din diaspora. Astăzi sunt prima zi la lucru după 14 zile de carantină. Vreau să vă comunic următorul lucru. Deci, am fost anunțat acum de compania Air Moldova, la care am închiriat un avion charter care a dus cetățenii noștri din Paris, că au apărut probleme tehnice la acest avion și la celelalte care sunt, și Air Moldova mi-a spus că nu va semna contractul, nu poate semneze din motive tehnici contractul pentru rutele Barcelona, Madrid, Frankfurt, Roma, Verona, Londra și Parisul. Este un lucru foarte straniu, deși brusul a stricat toate avioanele. Ați văzut că mai multe firme private au început să zboare la Moscova cu 250 de euro biletul, o oră jumate de zbor, Parisul, Londra, deci prețurile sunt mult mai scumpe. Ca să știți, prețurile care, în cazul dacă noi semnăm contract cu Air Moldova, pentru orașele europene ar fi următoarele. Deci dacă zboară Airbus modelul 321, 220 de pasageri, am inclus 10 pasageri gratis în fiecare lută, că sunt mulți din cei care stau în stradă și n-au nici posibilitatea 100 de euro sachete. Asta ar însemna că pentru restul pasagerilor prețul ar fi Barcelona 232 de euro, Madrid 295, Frankfurt 232, Roma 200 de euro, Verona 180, Londra 222 de euro și Parisul 220 de euro dacă rămânem la BV, dacă la Charles de Gaulle e 255. Acum eu înțeleg că cineva pe spatele vostru a vrut și vrea să facă bani, că altă explicație nu. Sau este vreo interzicere de la guvern, deoarece strici toate avioanele într-o zi, când merge vorba că să ducem mii de cetățeni acasă, este straniu. Deci eu vă recomand în continuare să contactați fetele, numerele la care le aveți. Ei scriu toată informația, fac bază de date cu pașaport, nume, prenume, număr de telefon. Eu acum urgent, de urgență încep să caut avioane prin Europa. Încep cu Bucureștiul și acum discut și cu alte companii mari care vor fi gata să efectueze această rută charter. Da, va fi mai greu cu plata, deoarece aici pentru prima rută eu am mers la Air Moldova și am achitat, știți, atunci banii personal. După asta oamenii în avion i-au adunat, i-au întors și noi am închis, au închis dotările. Găsim o soluție să achităm dacă ceva și în Europa. Dar acum vă propun un lucru. Poate fiecare din toți cei care stau blocați peste hotare, să ieșiți cu un mesaj video pe Facebook, pe Одноклассники, ВКонтакте, pe Instagram și întrebați-i pe начальнищи noștri ce fac eu, că atare trebuie să facă guvernul să vă aduc acasă. Ok, ne-am organizat noi împreună cu dumneavoastră să facem singur fără dânși. Și spuneți ei mâinile de pe avioane că dacă într-adevăr nu este o problemă tehnică și cineva s-a implicat, asta înseamnă că e urât de tot. Înțelegeți? Că eu vă ajut cu și pot. Fetele practic nu au dormit toată noaptea, azi de dimineață iar sunt la legătură, mulți sunt supărați că nu reușesc ele să vorbesc cu mii de oameni. De asta străduiți să vă trimiteți mesaje înscrise, că voi dacă trimiteți mesaje audio în grup, nimeni n-are timp să le asculte. Haideți să vedem cum facem. Eu vă cuprind. Îmi pare rău că Air Moldova nu mai semnează cu noi contractul. Dar firmele private, înțeleg eu, nu, clar lucru, dacă ei vând cu 50, 70, 100 de euro mai scump să jucească oamenii și pe dânșii nu-i aranjează că noi achităm doar semicostul, este un lucru foarte urât. Și azi vă mai țin la curent. Acum vedem ce facem. Dar ieșiți și puneți mesaje video, noi vrem acasă. Dați-ne avioane de la guvern. Guvernul poate să achite 40 de rute pe zi, nu să le achite, că le achită oamenii. Să achite, dar 40 de rute pe zi vin în Ucraina, își aduc rușii cetățeni de peste hotare ucraineni, toate statele, dar la noi, noi ședem singuri, ne-am organizat și încă cineva ne împiedică. Vă cuprind.